Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție specială a emisiunii Obiectiv Comun. 1 decembrie este Ziua Națională a României și are o însemnătate semnificativă pentru toți românii de pretutindeni. Această zi marchează un eveniment istoric de o importanță unică, unirea Transilvaniei cu România. În anul 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia votează unirea, totodată cerându-se un singur stat național. În această seară vă invit la o ediție de sărbătoare, o ediție specială, Obiectiv Comun. Hai să vindem ora mare, mai aici, mai acolo, mai aproape de hotare, ca să trecem granița, mai aproape de hotare, când în Basarabia, noi suntem mai români. Decembrie este Ziua Națională a României și are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important, unirea Transilvaniei cu România în anul 1918. Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată cerându-se un singur stat național. Cu toate acestea, primul pas a fost făcut, de fapt, între 21 noiembrie și 4 decembrie 1918, când Sfatul Țării din Basarabia a proclamat Republica Democratică Moldovenească. Apoi, la 24 ianuarie, se adoptă Declarația de Independență. 1 decembrie a fost adoptată ca Ziua Națională a României în anul 1990, fiind promulgată de fostul președinte Ion Iliescu și publicată ulterior în Monitorul Oficial. Această dată marchează unirea Transilvaniei cu România și va rămâne una dintre cele mai importante pagini ale istoriei și unității naționale românești. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații, cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații, cu inima la trecător. Ardalul, Ardalul, Ardalul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, votarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne-ngropăm de tine. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne-ngropăm de tine.
Adunarea Națională de la Alba Iulia a adoptat o rezoluție în care este atestată unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România. La 1 decembrie, politicianul Vasile Godiș a citit rezoluția unirii. Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. Legea unirii a fost ratificată prin decret de lege la 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I, fiind votată de adunarea deputaților în ședința din 29 decembrie 1919. Votată într-o atmosferă de un entuziasm de nedescris în cuvinte, rezoluția a devenit astfel documentul istoric prin care se înfăptuiau visul de veacuri al poporului român, România Mare. Pentru ca mulțimea să poată fi informată simultană de hotărârea luată, s-a înălțat ca și la 1848 în cele patru puncte cardinale ale platoului Horea, patru tribune. De aici au vorbit mulțimii liderii mișcării naționale. În ziua aceasta, poporul român din tot cuprinsul plaiurilor de dincoace de Carpați și a rostit voința nestrămutată de a se uni cu frații lui de un sânge din România. Prin această rostire înțeleaptă, unitatea neamului nostru e desăvârșită. Dacia lui Traian și România unită pe timp scurt de Mihai Viteazul și a luat ființă pentru toate timpurile cât va trăi neamul românesc pe pământ, scria ziarul Libertatea. Toți am regimente române, Moldova, Muntenia, Ardal. Firea asta unire cu patria mumă ne-a fost cel mai drept ideal. Firea asta unire cu patria mumă ne-a fost cel mai drept ideal. Aceasta e povestea Ardealului nostru și a neamului nostru vital. Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Dreptatea și pacea de gază Carpații și țara e trunze și flori. A noastră izunda, ai noștri sunt frații, trăiască-n veci trei culori. A noastră izunda, ai noștri sunt frații, trăiască-n veci trei culori. 1 decembrie nu a fost singura zi națională. România a mai schimbat două astfel de sărbători în trecut. Între anii 1866-1947, 10 mai a fost considerată sărbătoarea și ziua națională a României, deoarece prințul Carol de Hohenzollern a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în fața adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, Carol a proclamat în fața Parlamentului independența României. După abdicarea regelui Mihai I la 30 decembrie 1947, a fost proclamată Republica Populară Română. Astfel, ziua de 24 august a fost adoptată drept ziua națională, sub numele oficial de ziua Insurecției Armate Antifasciste și începutul Revoluției Populare în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo-mi vrea eu să trăiesc. Și unde vezi? Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere de a-i prezenta pe invitații ediția de astăzi. Așadar, este vorba despre Valentin Constantinov, istoric. Domnule Constantinov, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Este vorba de Ion Negre, istoric. Domnule Negre, bună seara. Bună seara, bine. Și colegul meu, jurnalist TVR Moldova, Vitalie Guțu. Vitalie, bună seara și bine ne revedem aici în platoul. Bună seara, Dana, bună seara tuturor telespectatorilor TVR Moldova. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat această propunere să ne întâlnim astăzi și să sărbătorim împreună această zi frumoasă, ziua
națională a României și ziua când TVR Moldova împlinește câți ani, Vitalie? 4 ani. 4 ani, o aniversare în această seară la TVR Moldova. Domnilor, vă rog să ne răspundeți la o întrebare, cred că prima întrebare care ar trebui să răsune astăzi, în această zi frumoasă, ce ar trebui să însemne această zi de 1 decembrie pentru toți cei care simt, gândesc și procedează românește, bine, fiind în suflul unui român autentic. Domnule Negrei, domnule Constantinov. Eu cred că este momentul de glorie a neamului românesc, este momentul când națiunea română s-a afirmat în plan național, internațional, european. Este vorba de ziua de 1 decembrie, când s-a încheiat procesul, s-a desăvârșit procesul unității naționale politice a românilor, ceea ce înseamnă adunarea națională de la Alba Iulia, a încheiat un proces îndelungat, început în perioada medievală, prin unirea lui Mihai Viteazu, prin momentul 1859, unirea principatelor, sub sceptru lui Alexandru Ioan Cuza, și momentul acesta de glorie al istoriei noastre naționale, anul 1918, când în primăvară sfatul țării de la Chișinău decretează unirea Basarabiei cu România, iar în toamnă are, așa să spunem, repriza aceasta finală a unității naționale, care se încheie la Alba Iulia prin adunarea națională și prin congresul deputaților trimiși la adunarea națională, deoarece la Alba Iulia am avut două evenimente. Una a fost o adunare a deputaților delegați din localitățile românești, din Banat, Transilvania, Maramureș și Crișana. Acestea au fost în număr de 1228 cu mandat de a decide și ei decid în ședință, votează acea rezoluție despre care ați vorbit dumneavoastră, de unire a românilor din aceste teritorii și a pământurilor lor cu regatul României. Și în afară de aceasta am avut și al doilea eveniment, evenimentul Marii Adunări Naționale de pe câmpia lui Horea, la care au participat peste 10.000 de cetățeni români din aceste spații, unde au susținut și au votat deja într-o adunare populară. TVR Moldova a organizat o astfel de campanie, Sfatul Țării, 100 de ani file de istorie, în care am reprodus și am reamintit publicului nostru care au fost cele mai importante momente ale acestui eveniment, ale constituirii, acestui prim legislativ al României. Domnule Constantinov, care este atmosfera în țară, în țara românească? Cum o simțiți dumneavoastră în această zi? Păi eu cred că de fiecare dată, de fiecare 1 decembrie, această zi trebuie să fie una a bilanțului. Ce s-a făcut, iată, peste 99 de ani, la anul să centenarul. Ne punem întrebarea ce s-a făcut după 100 de ani, referindu-ne la, sigur, la perspectiva istorică, iar la, așa cum noi ne gândim spre viitor, ce trebuie să facem pentru ca această experiență să ne fie de folos și să învățăm așa din istorie, pentru că din istorie învățăm cam puțin. Iar momentul 1 decembrie, și o să amintesc aici, o să fac legătura, 27 noiembrie 1918, sfatul țării se întrunește încă o dată și votează deja unirea necondiționată. 28 noiembrie, prin Iancu Flondor, se declară unirea Bucovinei cu țara, iar la 1 decembrie, iată, Transilvania votează același act al unirii. Să ne punem întrebarea, de ce au făcut-o ei atunci? Ce ar trebui să facem noi ca să o facem? Într-adevăr, cum s-au găsit pe atunci, în acele timpuri, lideri care să o facă sau oportunități ca să înfăptuiască acest mare vis al românilor? Vitalie, care este atmosfera în inima ta, pentru că ești român și ești jurnalist TVR Moldova? Este o atmosferă foarte bună și aș vrea să specific un singur lucru, pentru că TVR Moldova sau misiunea televiziunii noastre aici peste Prut este de a mediatiza în detalii despre acest eveniment istoric și destul de important pentru întreaga suflare românească și eu cred că o facem cu brio. Tocmai de asta și suntem aici, pentru
pentru a fi mesagerii mesajului unirii în Republica Moldova. Îți mulțumesc. În continuare, doamnelor, domnilor, vă invit să urmărim felicitarea excelenței sale ambasadorului României în Republica Moldova, domnului Daniel Ioniță. La 1 decembrie sărbătorim și aniversarea TVR Moldova. Iată că sunt deja 4 ani de când emisiunile postului public din România, prin extensia TVR Moldova, au revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor din Republica Moldova. Prin acest post de suflet, telespectatorii de pe cele două maluri ale Plutului trăiesc aceleași emoții, sunt conectați la aceleași realități și nu trăiesc aceleași visuri de stabilitate și prosperitate. Folosesc acest minunat prilej pentru a transmite întregii echipe a postului TVR din Republica Moldova cele mai sincere urări depline, împliniri profesionale și personale, sănătate și cât mai multe momente de bucurie. Le doresc să rămână la fel de obiectiv în scrutinizarea realității și la fel de buni profesioniști pentru a putea face față cu bine provocărilor prezentului și a utiliza oportunitățile viitorului. La mulți ani, România! La mulți ani, TVR Moldova! Am revenit în platou, într-adevăr, 4 ani de când TVR a intrat în casele românilor basarabeni. Vitalie, tu ai fost martor la toți acești ani. Cum a fost această evoluție a prezenței TVR aici, în Republica Moldova? A fost o evoluție destul de frumoasă. Eu țin minte acum 4 ani că am început noi așa o echipă mică, formată din 5 persoane și cu 3 colegi de la București. Am început să facem și primul telejurnal, să aducem în casele telespectatorilor din Basarabia cele mai importante și interesante evenimente, sau mai bine zis, poate să dăm o altă abordare evenimentelor care se petrec în Republica Moldova, dar și nu numai. Uite, această echipă de 5 persoane s-a transformat, astăzi suntem o familie mare, destul de numeroasă și frumoasă. Tocmai de asta și pe cei care îi întâlnesc în stradă sau când merg să filmez un reportaj sau realizezi un interviu sau o emisiune, îți râde și sufletul de bucurie atunci când telespectatorii te apreciază. Telespectatorii apreciază produsul mediatic pe care noi zi de zi îl difuzăm la canalul nostru de televiziune și asta contează cel mai mult. Spuneam că o echipă mică de 4 persoane, mi-aduc aminte, de 5 persoane, mi-aduc aminte că știi cum se construiește o casă? Este un șantier inițial, după care pui temelia, după care ridici pereții. Așa și s-a ridicat și TVR Moldova zi de zi, lună cu lună, și iată, am ajuns la 4 ani de zile, când eu cred că este un brand, un nume, și este un model de urmat pentru celelalte emisiuni. Și aș vrea să mai spun un lucru după mine foarte important, pentru că în avalanșa asta de instituții mediatice rusești care tot abundă spațiul mediatic din Republica Moldova, uite că TVR Moldova a venit ca un antidot la tot ceea ce înseamnă propagandă rusească și cumva vine să suplinească acest gol de informație interesantă, informație utilă și veridică. Deci un reper informațional extraordinar. Un reper exact a ceea ce înseamnă valoarea europeană, a ceea ce înseamnă românism cu adevărat. Vitale, îți mulțumesc pentru că ai acceptat astăzi. Este o provocare, pentru că știu ce se întâmplă în redacția de știri și știu că ai o mare, da, o mare problemă. Mai trebuie puțin de 40 de minute începe telejurnalul de la ora 18 și eu sunt pe fugă pentru că trebuie să coordonez și colegii cu, sunt în diverse locații cu diverse live-uri pentru a informa, apropo, telespectatorii noștri. După Obiectiv Comun urmează telejurnal și cu această ocazie propun telespectatorilor să fie cu ochii pe noi pentru că urmează știri destul de interesante. Neapărat, Vitale, îți mulțumesc, îți doresc succes, fugi ca telejurnalul să fie foarte și foarte bun. Numai bine! Îți mulțumesc! Acum 4 ani TVR a intrat în casele românilor basarabeni, după cum spuneam, datorită TVR Moldova, telespectatorii din stânga Prutului sunt informați cu știri din toate domeniile, iar munca jurnaliștilor se reflectă prin mii de reportaje și emisiuni. Vă invit să urmărim o scurtă retrospectivă a acestor ani.
Acum 4 ani, TVR a reintrat în casele românilor basarabeni după ce în 2007 comuniștii din Republica Moldova au decis să anuleze dreptul televiziunii române de a emite pe acest teritoriu. Lupta pentru informația din România s-a dus aproape 7 ani. Astfel, pe 1 decembrie 2013, programele TVR au revenit pe micile ecrane din stânga Prutului. Datorită TVR Moldova, telespectatorii din stânga Prutului sunt informați cu știri din toate domeniile, iar munca jurnaliștilor se reflectă în mii de reportaje și emisiuni. De la prima emisie a telejurnalului Moldova a urmat 10 de ore în direct. Am transmis live cele mai importante evenimente și am adus la aceeași masă personalități la dezbateri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova. Am realizat mii de știri, reportaje și ediții speciale. Programele și emisiunile TVR Moldova constituie un reper informațional sigur pentru telespectatorii din stânga Prutului. TVR Moldova produce dezbateri politice, dar și emisiuni sociale și culturale de luni până vineri în 2 platouri de filmare. Emisiunea Punctul pe azi, realizată de Irina Dejenaru și Vasile Munteanu, este transmisă în direct de luni până vineri de la ora 19, iar emisiunea Duplex Chișinău-București Orizont European este prezentată de jurnalista Miruna Munteanu. De luni până vineri de la ora 17, TVR Moldova vă invită la Obiectiv Comun. Începând cu luna mai a anului 2017, diminețile au devenit mai colorate cu echipa de la matinalii. Ilinca Avram, Anatol Guzic și Mihai Bordian dau deșteptarea în fiecare dimineață de la ora 7 la TVR Moldova. Luna octombrie a adus o emisiune de analiză de politică externă, Conexiuni. Moderată de Iulian Fruntașu și avându-l ca invitat permanent pe Iulian Groza, emisiunea aduce în prim plan noutăți din întreaga lume. La sfârșit de noiembrie a fost lansată emisiunea Învingători, Vremuri și Destine. Actrița Dana Ciobanu este în dialog cu remarcabili oameni de cultură basarabeni din domeniul cinematografiei și teatrului. Conceptul de grilă a TVR pentru Republica Moldova este axat pe promovarea culturii și limbii române, informație și divertisment care să suscite interesul telespectatorilor din acest spațiu geografic. Colegul meu, Sandu Scobioală, se află în aceste momente la recepția oferită de Ambasada României în Republica Moldova cu prilejul Zilei Naționale a României. Să vedem care este atmosfera acolo. Sandu, bună seara! Bună seara, Dana, bună seara, doamnelor și domnilor. Aș vrea să încep această discuție prin a spune un sincer la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni, tuturor persoanelor ce simt și gândesc românește. În același timp, aș vrea să felicit și colegii mei, pentru că astăzi postul românesc de televiziune de peste Prut, de aici, pentru noi, basarabenii, TVR Moldova împlinește 4 ani. Au fost evenimente pe întreg teritoriul țării, atât aici, cât și pe partea cealaltă de Prut. Cu această ocazie, toată lumea a sărbătorit la diverse evenimente de dimineață și până acum, seara, unde ne aflăm și noi la recepția oferită de Ambasada României cu prilejul Zilei Naționale a României. Aici, la recepție, sunt invitați tradiționali, persoane oficiale Republicii Moldova, reprezentanții ai corpului diplomatic și oameni de cultură și din educație. Noi vom încerca să discutăm pe parcursul acestui eveniment cu persoanele prezente aici. Lângă mine este ministra educației, culturii și cercetării, doamna Monica Băbucăre. Spun bună seara. Ce urări aveți pentru românii de pretutindeni în această zi deosebită, doamna Băbucă? Bună seara! Așa se întâmplă că trăim în era rețelelor de socializare și am ținut cu tot din adinsul să postez astăzi o felicitare, pentru că știu că va fi văzută de foarte multă lume care simte la fel ca și mine această zi, și de o parte și de alta a Prutului, și am zis pentru că avem aceeași inimă. Prin urmare, această sărbătoare ne reprezintă pe toți cei care simțim românește și aș vrea să transmit felicitările mele cele mai sincere tuturor celor pentru care această zi înseamnă o zi specială și una aparte în viața lor, și să mulțumesc din inimă poporului român și guvernului României pentru această deschidere din ultimii ani către patrimoniul național cultural de aici, din Republica Moldova, care
de asemenea face parte din spiritualitatea tuturor și această deschidere ne-a permis, nu voi înceta niciodată să amintesc acest lucru, să renovăm două edificii, nu numai de suflet, dar care fac parte din patrimoniul cultural arhitectural al Republicii Moldova, Muzeul Național de Artă și Sala cu Orgă, și să începem și să vedem progresul extraordinar în construcția Teatrului Național Dramatic Bogdan Petricei cu HD-ul de la Cahul. Bineînțeles că România a fost și este alături de noi și în toate programele de dezvoltare a sistemului de educație de la noi, ultimele realizări fiind chiar cele 96 de microbuse destinate transportării copiilor către școlile de circumscripție. Aș putea vorbi aici foarte mult, decât să spun că toate aceste lucruri le privim cu multă recunoștință, dar și cu multă dragoste și înțelegem că altfel nu se poate. De aceea felicitări, recunoștință și așa cum am spus, pentru că avem aceeași inimă. Mai frumoase în continuare aici la recepție. Doamnelor și domnilor, în câteva minute vor începe și discursurile oficiale prezentate de ambasadorul României la Chișinău, excelența sa Daniel Ioniță, și prim-ministrul Pavel Filip. Pe parcursul evenimentului, la fel, vom încerca să discutăm cu persoanele ce simt și trăiesc românește aici în fața dumneavoastră. Dana, deocamdată atât de aici, ai legătura. Mulțumesc, păstrăm legătura, după cum ai spus și tu. Revenim în platou la invitații noștri. Domnilor, până la urmă, ziua de 1 decembrie este o zi de sărbătoare sau una de comemorare a eroilor, celor care au înfăptuit unirea? Eu cred că este o zi de sărbătoare, așa și se numește, sărbătoare națională a României, sărbătoare națională a românilor. E clar lucru că în această zi se aduc omagii tuturor celor care au participat la edificiul acestei sărbători, acestui stat, acestei națiuni. De aceea apare în plan și eroul. Apare și cei care s-au jertfit, cei care au făcut fapte bune pentru. Dar în fond este zi națională a românilor, este ziua când națiunea română se afișează, se afirmă și în plan internațional. Azi nu numai noi discutăm în studioul aici la Chișinău sau la București, și multe posturi de radio, televiziune din lume transmit că este ziua națională a României, au loc evenimente în toată lumea, aceste misiunile diplomatice organizează evenimente culturale unde este prezentată din diferite puncte de vedere națiunea română, cultura română, economia românească, toate ceea ce reprezintă România în plan mondial. Și pentru că tot ați menționat despre dezvoltarea României, în raport cu evenimentul de la 1 decembrie 1918, care este dezvoltarea României? Evoluția este firească și evoluția este crescendo, deoarece dacă punem notă la ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918 și la anul avem 100 de ani, este un edificiu de durată, un edificiu care stă în picioare și se dezvoltă. Și pornind de la ceea ce am avut în 1 decembrie 1918, ceea ce avem astăzi, România cu economia sa, România în plan cultural, România în plan economic, România în plan al relațiilor internaționale, țară membră NATO, țară în comunitatea europeană, o Românie care are o creștere economică și o vizibilitate în lume, o Românie care arată lumii că nu doar primește ceva de la celelalte popoare, o țară care oferă și acea securitate care noi beneficiem și noi aici în Republica Moldova. Beneficiem și de sprijinul de care a vorbit și doamna ministru în proiectele noastre educaționale, de dezvoltare socială. Le avem lucrurile acestea. Este un copil, să-i spunem, România, care crește, se dezvoltă și are o față destul de frumoasă în lume. Domnule Constantinov, România europeană în viziunea dumneavoastră, ce reprezintă ea? Eu aș porni de la bilanțul 1 decembrie, sărbătoare națională, din momentul în care a fost proclamată zi națională pentru România, cât s-a schimbat România, ea s-a schimbat sub ochii noștri, ea
s-a europenizat sub ochii noștri și poate noi un pic așa cu o nostalgie privim cum Republica Moldova se europenizează, nu în tempourile pe care ar trebui și care și a cărui model este oferit de România. Așa? Ei, bilanțul acesta de la 90 încoace, pentru că în 1990 a fost stabilită această zi, bilanțul este unul copleșitor și vorba poeților, criticilor noștri, citeam chiar astăzi un articol despre care aș putea spune că este unul dintre singurile care ne schimbă viziunea sau ne pune niște întrebări. Hai să privim România din 1990 sau să ne aducem aminte de imaginile, pozele de atunci, fotografiile de atunci și România de astăzi. Schimbarea este cardinală. Că ne-ar plăcea o Românie și mai, sigur că da, dar iarăși trebuie să privim din perspectiva realizărilor, trebuie să privim și din perspectiva unui viitor, trebuie să avem un pic de răbdare și poate cei din Republica Moldova și poate cei din România. Trebuie să construim o perspectivă durabilă și a României și a colaborării dintre România și Republica Moldova și din perspectiva acestei colaborări durabile, când să construim picătură cu picătură ceea ce nu s-a reușit până acum. Pentru că istoria ne învață că dacă nu s-a realizat ceva, au fost anumite motive, anumite cauze. Dacă s-a realizat ceva, iarăși s-a depus un efort, s-au depus niște o muncă enormă și ceea ce avem astăzi, zic eu că este ok, dar clar lucru că trebuie să privim în viitor, să stabilim această perspectivă de lungă durată. În continuare, intrăm în legătură telefonică cu profesorul universitar, doctor în istorie, Gheorghe Onișoru. Bună seara, domnule Onișoru! Bună seara! Domnule Onișoru, națiunea română a fost separată decenii la rând, dar spiritul românesc nu s-a pierdut. Cum putem explica această revenire a spiritului românesc în toate comunitățile de români? Da, pe undeva putem spune că este și o mică minune faptul că în condițiile în care istoria poporului român este una în care sute de ani românii au trăit în provincii diferite, până la urmă am avut și noi ceasul nostru astral, ora astrală a României, care a fost 1 decembrie 1918, un moment la care cu numai un an înainte, la 1 decembrie 1917, puțin sperau, atunci situația din primul război mondial era aproape disperată, dar uite că în nici în 3 luni de zile s-a întâmplat un prim miracol la Chișinău, pe 27 martie și apoi în condițiile în care soarta războiului, primul război mondial, a curs și în favoarea României, s-a reușit unirea cea mare. Sigur că a venit drama din 1940, dar după jumătate de secol lucrurile s-au schimbat și din 1990 încoace, din momentul în care sărbătorim Ziua Națională pe 1 decembrie 1918, eu cred că toți românii dinăuntru și din afara, deocamdată a granițelor, trebuie să spere. Domnule Onișoru, ar putea fi repetat acel act de acum 99 de ani? Sigur că da. Orice este posibil, de altfel există și acea teorie foarte interesantă a ciclurilor în istorie. Depinde numai de noi. Puterea e în mâinile noastre, a oamenilor simpli și, bineînțeles, a celor care sunt conducătorii vremelnici, dar care vor trebui să regăsească resursele generației de la 1918, acea generație cu Ionel Brătianu în frunte, în guvernul României, cu regele Ferdinand și regina Maria, cu oamenii mari de la Chișinău, de la Cernăuți și de la Alba Iulia, care în condiții extrem de dificile au luat decizii care au pus Europa în fața faptului împlinit.
Asta trebuie să facem și acum. Dar pentru asta trebuie foarte multă muncă, trebuie să se muncească la chestiuni legate de mentalul colectiv, la chestiuni legate de foarte multe lucruri care ne-au despărțit de o parte și de alta a Prutului timp de 50 de ani de o manieră artificială și cred că viitorul sună bine. Să avem încredere în tineretul nostru de astăzi, care va forma probabil și o clasă politică mult mai curajoasă și mai bine pregătită decât cea de astăzi și poate ei vor reuși să refacă Unirea. Domnule Unișoru, vă mulțumim pentru această intervenție. La mulți ani și dumneavoastră. O seară frumoasă să aveți. În continuare, intrăm în legătură cu un alt invitat al nostru, iarăși prin telefon. În data de 25 noiembrie, la București, a avut loc lansarea cărții de aur a centenarului Marii Uniri, o publicație semnată de istoricul Bogdan Bucur, care reprezintă o călătorie în timp prin imagini rare și documente inedite pentru a redescoperi farmecul pierdut al României interbelice. Mai multe despre această carte dedicată centenarului aflăm chiar de la autorul acesteia, istoricul, sociologul, lectorul Universității la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București, domnul Bogdan Bucur. Bună seara! Bună seara! Domnule Bucur, au trecut 99 de ani de la Marea Unire. Cum ar trebui să fie întâlnit? Cum ar trebui să întâlnim centenarul într-un an? Urmează. Cred că ar trebui să-l privim cu un entuziasm moderat. Cred că trebuie să ne bucurăm în fiecare zi de faptul că vorbim și ne înțelegem în această limbă românească și în același timp cred că trebuie să facem pași realiști, pași mici, dar concreți, într-o direcție care să ne aducă cândva împreună. Eu sunt adeptul unui realism moderat și cred că aceasta este soluția. Important este să mergem cu toții pe același drum, important este să avem cu toții aceleași gânduri, aceleași idealuri, aceleași vise, aceleași speranțe, dar și aceleași preocupări în prezent, doamnă. Și cred că oameni realiști și cu mintea sănătoasă, în cele din urmă vom găsi o soluție potrivită pentru noi toți. Eu astăzi am fost invitat la Mogoșoaia, în județul Ilfov, în România, unde o parte ultra-semnificativă din primarii raionului Ialoveni din Republica Moldova tocmai s-au înfrățit, evident, în numele comunelor pe care ei îi reprezintă, cu omologii dânșilor din județul Ilfov din România. Așadar, un raion de lângă capitala Republicii Moldova, Chișinău, cu un județ din preajma Bucureștilor, capitala României, au găsit de cuvință să identifice proiecte și gânduri comune pentru viitor, ceea ce este o soluție legală, corectă și necesară și cred că aceasta este soluția pentru viitor. Pași mici și corecți, făcuți în mod legal într-o Românie și o Moldovă europeană împreună. Domnule Bucur, dumneavoastră sunteți autorul acestei cărți de aur a centenarului. Care sunt personalitățile de aur ale Unirii? Personalitățile de aur ale României, ale Unirii, Pasarabiei cu România, sunt românii din care domiciliază, care locuiesc, care au visat, au sperat și au luptat pentru unirea Pasarabiei cu România în perioada 1917-1918, adică aproximativ 100 de ani în urmă. Nu sunt adeptul unei istorii encomiastice, nu sunt adeptul unei istorii făcute de zei pe de o parte și de trădători sau oameni de nimic pe de altă parte, sunt adeptul unei istorii făcute de oameni ca noi toți ceilalți. Și în aceste context, într-un asemenea context, personalități ale Marii Uniri, aș spune că sunt fiecare dintre membrii fatului țării pe care orice locuitor al Republicii Moldova de astăzi îi poate regăsi prin accesarea simplă a Wikipedia sau a oricărui alt site de pe internet. Și sunt oameni care majoritatea dintre ei nu ne spun nimic astăzi.
Dar într-un moment istoric fundamental pentru destinele celor două țări despre care noi acum discutăm, ei au luat o decizie fundamentală și corectă și au putut să facă un act de înalt patriotism. Așadar, nu cred că istoria este făcută de zeități nemai auzite, ci de oameni obișnuiți ca oricare dintre noi, care trebuie să facem ceea ce trebuie. Sigur că sunt câteva nume care s-au distins, dar acestea sunt foarte bine cunoscute și nu cred că este cazul să le precizez eu acum. Cred însă în acțiunea noastră unitară și cred că această carte de aur a centenarului Marii Uniri, care mi-aș dori foarte tare să-i fac o lansare și în Chișinău, Republica Moldova, poate chiar în martie 2018, mi-aș dori ca o privire realistă să ne încânte și să ne apropie totuși pe fiecare dintre noi. Aș spune că această lucrare nu are doar pagini sau nu conține doar o istorie magistrală a ceea ce ne este nouă comun, dar și chestiuni care pot fi privite critic și chestiuni care trebuie să ne determine la o mai mare atenție. Deci nu mi-am propus și nu, această carte nu este una excesiv laudativă, este una foarte realistă. Domnule Bucur, vă mulțumesc pentru această intervenție, o seară frumoasă să aveți. Cele bune! Domnilor invitați, pentru că tot vorbim despre personalitățile care au realizat acest act al Marii Uniri, care sunt preferințele dumneavoastră, părerea dumneavoastră? Cine au fost personalitățile acestui eveniment, domnule Negrei? Cum a spus colegul oamenii nostru, simpli. Oamenii simpli, basarabieni, și a mai spus întregul sfat al țării care a făcut acest act atât de curajos și un act de justiție. Dar în sfatul țării au fost oamenii concreți pe care au activat într-o situație concretă. Haideți să enumerăm și noi enumerăm. În primul rând, în sfatul țării au fost 150 de persoane, 150 de deputați. Au avut atitudini diferite, a fost un organ democratic de la diferite partide, nu neapărat au pornit cu ideea unirii. Ideea unirii în sfatul țării a apărut pe parcurs și un catalizator al acestuia a fost lovitura de stat a bolșevicilor dată în octombrie 1917, când s-a deschis calea liberă spre actul unirii. Actul Unirii care s-a înfăptuit într-o conjunctură internațională favorabilă atât pentru basarabieni cât și pentru cei din Ardeal, deoarece era în condițiile războiului când marile imperii trăiau perioada de descompunere și naționalitățile care au făcut părțile constituante a acestor imperii își construiau propria viață națională politică. Și în sfatul țării, care au fost adepții acestui concept de unire națională, eu îl menționez în primul rând pe Ioan Pelevan. Și îl considerăm, așa este și în titlul unei cărți care am editat-o, Ioan Pelevan este părintele mișcării de eliberare națională a românilor din Basarabia. Deoarece conceptul lui consta în aceea, în situația în care în Rusia trăiește perioada de descompunere, noi nu avem ce aștepta ceva mai bun decât ideea să înfăptuim ideea de unitate națională pe care o înfăptuiau toate popoarele europene. Și el a elaborat acest concept, a fost susținut și de alții, de Panhalipa, care a fost vicepreședinte și președintele Sfatului Țării, o personalitate din politica moldovenească, de aici, din politica basarabiană, din perioada Sfatului Țării și mai târziu din politica românească de după unire, este Ion Inculeț, un om, un politician care a venit de la Petrograd, a venit în Basarabia, trimis de Sovietul din Petrograd, cu scopul de a orienta mișcarea revoluționară din Ținut în Albia panrusească. Vinind aici, văzând realitățile și văzând ce mișcări au loc în Rusia, dar mișcarea în Rusia a fost lovitura bolșevică și instaurarea unei dictaturi, darea peste cap a tuturor proceselor democratice, s-a orientat și cu această echipă că se angajează în mișcarea națională, devine președintele Sfatului Țării și Ion Inculeț este acela care semnează și declarația de unire din 27 martie 1918. Un politician care a simțit pulsul vieții,
a timpului și a luat deciziile necesare, deciziile necesare. Alți, iarăși, toți sunt din spațiul nostru, sunt din raioanele noastre. De la Ialoveni avem o echipă întreagă de deputați a Sfatului Țării care au, pe lângă aceștia doi care i-am numit Ioan Pelivan și Ion Enculeț, care sunt din Răzeni Ialoveni, tot din această comună o avem și pe Elena Alistar, femeia deputată în Sfatul Țării. De la Ialoveni avem deputați din Costești, avem din alte localități de aici, din centru acesta, din centru Chișinău, deputați din Bălți, deputați din Orhei, de la Cahul, toți sunt feciorii acestui pământ. Și încă un lucru, mulți nu aveau o școală politică, o școală diplomatică, nu cunoșteau nici relațiile internaționale, nici construcția de stat. Dar la momentul acesta, când istoria le-a oferit așa o posibilitate, s-au manifestat în interes național. De aceea, întreg corpul acesta de deputați au avut o contribuție esențială și, dacă punem încă un lucru, îl menționez aici. Momentul Unirii Basarabiei este 27 martie 1918. România nu trăia cele mai fericite timpuri. Este vorba că România intrase așa, era aproape trădată de aliatul său și cu aliatul său, cu fostul aliat care era Rusia, prezență militară rusă pe teritoriu, cu teritoriul ocupat, două treimi de teritoriu ocupat de către trupele germane, basarabienii hotărăsc, decid ei în ședința Sfatului Țării să se unească cu România slabă și mică, în perspectivă că ea va deveni mare și puternică. Și lucrul acesta s-a întâmplat. A fost o situație, basarabienii a adus un suflu nou, a adus o perspectivă, a adus o deschidere a mișcării. Și în toamnă, după repriza aceasta de unire a Basarabiei, în toamnă are acel fapt final de care vorbim astăzi, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Iată câteva momente din actul unirii pe care l-au făcut basarabienii. Domnule Constantin. Petre pe Carp, un ilustru politician, unul dintre cei care a pus bazele modernizării României, după ce a văzut ce s-a întâmplat cu România în 1918, adică de la dispariție la un triumf total, a spus: România are prea mult noroc ca să mai aibă nevoie de oameni politici. Ei, sigur, a spus-o într-un anumit context sarcastic, știind că atunci când a fost nevoie, națiunea română a apelat la conservatori ca să încheie pacea cu Germania, care erau filogermani, care erau pentru intrarea în primul război mondial de partea Germaniei. De ce simpatiile mele merg și față de conservatori? Sigur că nu putem să nu avem admirație față de generația brătienilor, așa? Nu putem să nu observăm în lista celor care au votat unirea în 27 martie și apoi 27 noiembrie, întregul bloc moldovenesc a votat unirea. Ceea ce înseamnă că, bine, sângele apă nu se face dintr-un anumit punct de vedere, iar în același context, ceea ce se întreba Ferdinand Lot într-o lucrare despre invaziile barbare, spune așa: este o enigmă și un miracol istoric poporul român, cum a rezistat el. Ei, Gheorghe Brăteanu i-a răspuns în franceză, după cum era și originalul, răspunsul a fost tradus în română și de-a dreptul am avut parte de tot atunci. Chiar acum revenim la colegul meu, Sandu Scobioală, care se află la recepția oferită de Ambasada României în Republica Moldova. Sandu, bună seara, te ascultăm.
Bun găsit, stimați telespectatori, cu câteva secunde în urmă, aici la recepția oferită de ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României au fost intonate cele două imnuri ale statului, atât a României cât și a Republicii Moldova, iar în secundele ce urmează vă îndemn să ascultați și discursurile oficiale a excelenței sale, ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ionuță, și prim-ministrul Pavel Filip. Parlamentare și extraparlamentare, distinși membri ai Parlamentului, onorați reprezentanții autorităților centrale și locale, domnilor și domnilor, sau foarte pe scurt, dragi prieteni, îmi face deosebită plăcere să sărbătorim împreună și în acest an Ziua Națională a României. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați dat curs invitației noastre. Ziua de 1 decembrie este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor. Reprezintă momentul împlinirii idealului nostru de libertate, unitate și demnitate națională. Este aniversarea Marii Uniri, de la care au trecut, iată, cu bune și cu rele, 99 de ani. Anul acesta este plin de semnificații istorice. La 21 noiembrie am sărbătorit împreună 100 de ani de la crearea Sfatului Țării, organismul care a votat în mod democratic, la 27 martie 1918, revenirea Basarabiei la patria mamă. Tot anul acesta, România a aniversat 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană. 1 decembrie este momentul în care privim cu gratitudine către trecut și cu speranță către viitor. Într-o astfel de zi solemnă, trebuie să ne amintim pe cei care, prin jertfă de sânge, muncă și năzuință, au făcut posibil această mare sărbătoare a întregii suflări românești. Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă ale primului război mondial, pe oamenii politici și pe diplomații care s-au dedicat acestui deziderat, pe personalitățile marcante ale culturii și, în mod special, pe oamenii simpli, pe oameni ca mine, pe oameni ca dumneavoastră, români din toate provinciile istorice, munteni, moldoveni, transilvaneni, bănățeni, bihoreni, bucovineni, basarabeni, maramureșeni, dobrogeni sau aromâni, care au crezut mereu în idealul de unitate națională. Figuri marcante, precum regele Ferdinand al României, Iuliu Maniu, Ion Brătianu, Nicolae Iorga, Pantelimon Halipa sau Onisifor Ghibu, trebuie să ne servească drept repere incontestabile ale atașamentului românilor față de valorile libertății, patriotismului, echității sociale, respectului reciproc și toleranței. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Suntem pe final de emisiune, avem foarte puțin timp, de aceea la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România. O seară frumoasă să aveți. La mulți ani. La mulți ani. Televisão.